Este Domnul. Da, Iisus Hristos este Domnul. Hakemena haobia. Bine ai făcut, popor al meu, că te-ai adunat în seara aceasta la izvor, la oaza aceasta divină, ca să aduni în vas un de lemn proaspăt, că este vremea prielnică acum. Nu aștepta, nu întârzia, adună în vas precum un gospodar, adună în hambarul lui grâu curat pentru vremea grea, căci înțeleptul e înțelept, așa spune Duhul Sfânt. Pricepeți voi vremea în care trăiți, vă întreabă Duhul Sfânt, sau stați nepăsători? Viu este Domnul, ca un fulger va veni o veste peste tot pământul, zice Domnul. Și cel ce s-a pregătit și așteaptă ziua Domnului, nu-i va fi frică, dar cei mai mulți se vor înfiora de ziua aceea. Da, când chiar unii din poporul meu vor duce lipsă de apă și mâncare, căci voi frânge pâinea chiar din țara aceasta și unii se vor tângui de foame, că Iisus Hristos este Domnul care vorbește în vremea aceasta. Ascultă, ia minte, ca să nu plângi în vremea aceea, ci să te bucuri, zice cel preanalt, că copiilor mei le voi da pâinea ca prisop. Așa adevărește Duhul Sfânt. Pune pe tăblița inimii tale cuvintele mele, care le auzi nu numai în locul acesta, ci oriunde, că Domnul vorbește și prin cuvânt, și prin Duhul Sfânt. Fii gata să aduni ca o comoară în inima ta, dar bucuria mântuirii să nu ți-o poată lua nimeni. Ea este direct de la Domnul oștirilor. Păstrează-o în inima și cântă osanale, că Domnul este gata să vină. Amin, amin.